Frumos, stimată doamnă președinte de ședință, stimați colegi deputați, astăzi sărbătorim Ziua Mondială a Educației și Ziua Profesorului, sărbătoare propusă și recunoscută de UNESCO. UNESCO a creat această zi pentru a atrage atenția guvernelor asupra condițiilor grele de muncă în care cadrele didactice desfășoară activitatea și, evident, pentru a atrage atenția asupra salariilor mici ale acestora. Profesorii, stimați colegi, sunt indispensabili dintr-un sistem de învățământ de calitate, așa cum ne dorim a fi cel românesc, motiv pentru care consider că este de datoria noastră, în calitate de reprezentanți ai poporului, să le asigurăm profesorilor din România toate condițiile pentru a fi remunerați pe măsură și pentru a putea beneficia de formare profesională continuă. Statutul cadrelor didactice trebuie să fie unul respectat de copiii noștri, de clasa politică și de întreaga societate. Să-i prețuim pe profesori și să le îmbunătățim statutul. Aceasta consider că este datoria noastră a tuturor. Educatorii, învățătorii, profesorii contribuie în mod esențial la dezvoltarea țării. Aceștia reprezintă modele pentru copiii și elevii noștri. Educația copiilor din România trebuie să reprezinte într-adevăr o prioritate națională și trebuie să depășim, să spunem, lozinca și intenția, pentru că această prevedere o regăsim de altfel și în legea educației naționale. Din păcate, în prezent, România ocupă primul loc în Uniunea Europeană la capitolul abandon școlar. Zeci de mii de copii cu vârsta legală în sistemul de înscriere, în sistemul de învățământ educațional, sunt în afara școlii. Sute de unități școlare, în special din mediul rural, arată în anul 2021 ca nevul mediu, ca să nu spun ca la sfârșitul secolului al XIX-lea. În România anului 2021, realitatea în care ne-a pus pandemia de coronavirus face ca profesorii să aibă o sarcină mult mai dificilă decât în anii anteriori. În țara noastră sunt peste 200.000 de dascăli, iar peste 50.000 dintre aceștia au vârsta de peste 60 de ani. Mulți dintre ei au solicitat pensionare anticipată înainte de începerea anului școlar. În încheierea intervenției mele, doresc tuturor cadrelor didactice din România multă sănătate și putere de muncă, iar în calitate de membru al Comisiei de Învățământ din Camera Deputaților, doresc pe această cale să vă mulțumesc dumneavoastră, cadrelor didactice, pentru tot ceea ce faceți pentru copiii noștri și, evident, pentru tot ceea ce faceți pentru România. La mulți ani, stimați profesori, educatori, învățători! Mulțumesc, Cătălin Manea, deputatul Minorității Române!